direct. Vorbim acum despre Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății, care a anunțat astăzi că o dă în judecată și pe Gabriela Firea, dar și pe domnul Narcis Copcă. În scandalul transplanturilor, vă aduceți aminte, în campania electorală, doamna Firea a făcut niște declarații, spun că le oprește domnul Vlad Voiculescu. Până la urmă văd că și noul ministru îi cam dă dreptate fostului. E o problemă aici. Îl avem la telefon pe domnul Vlad Voiculescu. Bună seara! Bună seara! Cum ați luat această decizie și de ce acum? Că a trecut ceva vreme. Ați așteptat să vină și domnul de la Sănătate să vă confirme? Nu, mai întâi că mi-am văzut de treabă. Eram relativ ocupat, atâta timp cât am ocupat o funcție publică, una relativ importantă. M-am gândit că activitatea de acolo este mai importantă decât acționarea în judecată a unor calumniatori. Acum însă, cred că este momentul... Este momentul să existe consecințe și nu o fac numai pentru mine, o fac pentru că această practică trebuie să înceteze. Au fost minciuni sfruntate și au fost declarații complet irresponsabile. Declarații complet irresponsabile care priveau viața oamenilor și niște lucruri tehnice. Niște lucruri tehnice care, din punct de vedere tehnic, științific, erau lămurite. Dacă vă amintiți, aveam pe de o parte Societatea Română de Pneumologie, adică experți în domeniu, aveam de asemenea pacienții, toți reprezentații pacienților, aveam de asemenea un raport foarte clar al Inspecției Sanitare de Stat, aveam toate acestea și pe cealaltă parte însă aveam un primar care se exprima în legătură cu lucruri pe care nu le cunoștea și care era pur și simplu în campanie, deși primarul Bucureștiului nu ar fi trebuit să fie atunci în campanie, și un manager de spital care de asemenea a făcut atunci o plângere penală împotriva mea, dacă vă amintiți, și au avut declarații absolut halucinante. Și asta are consecințe. Are consecințe, în primul rând, pentru pacienți. Da, doamna Firea, să le reamintesc telespectatorilor ce spunea doamna Firea în acea declarație, dar și domnul Copcă. Încep cu doamna Firea, au fost duși plămâni la Viena, în loc să fie folosiți aici pentru români, dumnealui să deblocheze bugetul pentru a face operații la Spitalul Sfânta Maria din București. Mor oamenii, spunea doamna Firea, așteaptă pe listă să le vină rândul la operație. Iar domnul Narcis Copcă spunea, ministrul Vlad Voiculescu vrea să dezmembreze morții români și să le trimită toate organele în străinătate. Da, într-adevăr, niște declarații foarte dure s-au făcut atunci, dar domnule ministru, domnule Voiculescu, doamna Firea, politician, era în campanie, poate era dezinformată. Nu înțeleg de ce a făcut atunci domnul manager de spital aceste declarații. Da, asta care era miza lui? Da, asta trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Putem presupune că exista o miză politică, altfel faptul că au apărut aceste acuzații foarte grave tocmai în toiul campaniei electorale, nu înainte și nu după, faptul că acest lucru s-a întâmplat atunci și de asemenea violența declarațiilor, acuzații, deci, așa cum ați citit mai devreme, dezmembrează morții românilor și le trimite toate organele în străinătate. Deci vă puteți imagina așa ceva, este... Apoi m-au acuzat că aș avea acțiuni la cel mai mare spital de stat din Austria. Deci ca și cum ar fi cineva acționar la Spitalul Floreasca. Deci niște aberații incredibile, care însă au avut consecințe. Faptul că domnul manager Copcă, care este și medic, a putut să declare astfel de lucruri, apoi să amenințe experți în transplant pulmonar pe care i-am chemat din străinătate pentru a ajuta și a evalua situația și a ajuta la dezvoltarea transplantului pulmonar în România, faptul că dumnealui și-a permis să-i amenințe cu casa de avocatură a spitalului, asta nu este grav, este mai întâi inimaginabil că așa ceva se poate întâmpla într-o țară civilizată, într-o țară europeană, și apoi este de o gravitate extremă. Da, aș vrea să citesc și o declarație pe care a dat-o domnul Bodog, actualul ministru al sănătății, zilele trecute. Problema transplantului pulmonar este o problemă extrem de sensibilă și mă preocupă. Chiar ieri, miercuri, am avut o discuție cu domnul profesor Deac, șeful Agenției Naționale de Transplant, și pe această temă. Suntem în situația în care avem un centru de transplant acreditat, un centru de transplant care nu a făcut niciodată transplant,
un centru de transplant pe care, dacă îl introduc în programul național de transplant, există riscul, făcând această intervenție în țară, să nu mai pot trimite pacienții în străinătate și atunci trebuie cântărit foarte atent acest lucru. Ce le cereți în instanță? Le cereți bani, despăgubiri pentru imagine sau pentru ce? Da, asta o să vedem. Nu cred că este esențial acest detaliu acum. Ce este important? Este important să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat încă o dată. A fost pur și simplu halucinant. Și vedem aici o manipulare clasică. Pe de o parte ai specialiști care încearcă să explice cu date, cu un raport foarte clar al Inspecției Sanitare de Stat. Repet, specialiști, pacienți, date pe de o parte și pe cealaltă parte ai niște tușe extrem de groase, în care se lansează niște acuzații extrem de grave și pe care nimeni întreg la cap nu ar putea să le creadă. Da. Aș mai vrea să mai adaug ceva, domnule Voiculescu, dacă îmi permiteți, și este și Andrei Bădin lângă mine și ar vrea să vă adresez o întrebare. Ce spunea domnul Bodog în continuare, în situația în care vom fi conviși de faptul că într-un centru din România se poate face transplant în condiții de siguranță pentru pacient, nu am absolut nicio problemă să deschid programul pentru acel spital. Da, deci nimeni nu ar fi avut... Da, confirmă tot pe domnul Vlad Voiculescu. Te rog, Andrei. Domnul ministru, vreau să vă întreb ceva, fiindcă am văzut un top foarte interesant, e al subiect, dar îl cunoașteți. Un top foarte interesant publicat de Ziarul Financiar zilele trecute. Topul exportatorilor din România. Aveți vă explicație de ce în acest top cele două firme de distribuție de medicamente din România sunt mai sus în top decât Coca-Cola România, care este distribuitor pentru toată Europa de Est? Desigur. Vă rog. Explicația ține de exportul paralel. O problemă care s-a ivit în urmă cu ani de zile în România, o problemă pe care am abordat-o cu trei măsuri. O măsură este raportarea lipsei medicamentelor, o a doua măsură este monitorizarea pentru prima dată a stocurilor medicamentelor, și a treia măsură este cea pe care a semnat-o zilele trecute domnul ministru Bodog și pe care noi am pregătit-o și am lăsat-o în transparență începând cu decembrie anul trecut, este cea legată de obligația de serviciu public, adică obligația distribuitorilor de a asigura medicamentele în România mai întâi pentru pacienții din România. Corect. Și apoi a exportat doar acele medicamente care nu sunt necesare în România. Corect, dar acest domn ministru, succesorul dumneavoastră, a dat acest ordin ieri alaltă ieri, după ce două luni și ceva, un milion de pacienți nu găsesc insulina, de exemplu. Da. Există anumite medicamente care lipsesc din cauza exportului paralel. Nu este cazul tuturor medicamentelor. Asta știe Ministerul, însă, datorită sistemului de monitorizare pe care l-am pus la punct împreună cu SPS în timpul mandatului meu, Ministerul poate să spună în fiecare zi exact câte cutii, câte flacoane sunt din fiecare medicament. Doamna Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, dorește să intervină în discuția noastră. Bună seara, doamna primar! Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor dumneavoastră! Vă rog, care e poziția dumneavoastră după ce ați aflat că domnul Voiculescu vă dă în judecată pentru acele declarații? Mă bucur foarte mult că ne vom întâlni în instanță. Dacă nu reușim să lămurim acest subiect pe cale instituțională, poate în fața unei instanțe de judecată se va devola acest mister, cum de s-a alocat un buget de 10 milioane de euro din banii bucureștenilor, din banii românilor, pentru acest centru de excelență de transplant de la Spitalul Sfânta Maria, care este în subordinea Primăriei Generale a Capitalei, a Consiliului General, acesta beneficiind și de o acreditare pentru transplant, iar românii bolnavi de această afecțiune nu pot să fie operați în țară. Am ascultat și eu afirmațiile de astăzi ale fostului ministru al sănătății. Am luat legătura cu domnul actual ministru al sănătății Bodog și mi-a spus că sub nicio formă nu a făcut afirmațiile relatate ulterior de ex-ministrul. Dar dincolo de aceste aspecte, care cu siguranță vor fi lămurite săptămâna viitoare, pentru că avem deja programată o întâlnire legată de acest subiect, eu vreau să vă spun că ceea ce am afirmat în campania electorală este perfect valabil și acum și adresez, sper nu retoric, întrebarea:
cum de s-a alocat un buget atât de mare pentru crearea acestui centru de transplant, iar românii nu pot să beneficieze. Ei au fost îndrumați pe timpul domnului ministru Voiculescu exclusiv către destinația Viena și nu către altă destinație. Chiar astăzi am fost anunțați, am confirmarea și de la domnul ministru al Sănătății, că spitalele din Viena ne-au informat că nu mai pot să opereze pacienți din România, pentru că sunt foarte aglomerate. Pe de altă parte, profesori, medici, chirurgi români operează în aceste zile în alte țări. Deci ei sunt perfect valabili, profesioniștii, până în mânduva oaselor, atunci când operează în străinătate, cum ar fi domnul profesor Igor Tudorache, care ar fi trebuit să opereze și la Sfânta Maria. În schimb, la noi în țară, se pare că nu sunt atât de apreciați așa cum este... cum ei sunt peste hotare. Eu, ca primar general, am adresat o singură întrebare. În cazul în care, ipotetic, ar fi anumite probleme la Spitalul Sfânta Maria, la acest centru de excelență, de ce ele nu sunt identificate în totalitate, nu sunt rezolvate și se folosește această scuză pentru ca toți bolnavii să fie transferați la Viena câtă vreme... Sunt costuri foarte mari și nu toți bolnavii își permit o operație la Viena, deoarece statul român achită exclusiv prețul intervenției. Primar, nu și întreaga spitalizare și cazarea aparținătorilor și toate drumurile cu avionul și cazarea la hotel, totuși, a familiei și a celor care îngrijesc pacientul. Deci sunt costuri foarte mari. Dacă îmi permiteți, doamna Firea, noi am citit aici niște declarații pe care le-a făcut domnul Bodog. Nu știu ce v-a spus domnul ministru dumneavoastră, dar rezultă din ce am citit eu și din ce am în față declarația domnului ministru, că, într-adevăr, este absolut imposibil să se facă transplant. Vă citesc și dumneavoastră, noi, la momentul de față, nu avem niciun specialist angajat la acel spital Sfânta Maria, care să fi făcut vreodată transplant în mod independent, este un alt fapt de care eu trebuie să țin cont și sunt chirurg, știu despre ce vorbesc, asta spunea domnul Bodog, și că nu avem, deci nu există niciun fel de asigurări că se poate face în siguranță transplantul acolo. Eu am informația de la managerul acestui spital, și anume domnul profesor Copcă, care m-a informat nu doar pe mine, ci și Consiliul General, că există contract cu personal calificat, inclusiv profesori care au operat de foarte multe ori în străinătate, cum ar fi domnul profesor Igor Tudorache, și care au această relaționare cu spitalul. Da, dacă doriți, există... puteți să intrați printr-o legătură telefonică directă și cu domnul ministru Bodog, pentru că mie astăzi mi-a spus următorul lucru. Având în vedere că, și deschid o scurtă paranteză, spunea fostul ministru Voiculescu că a existat un raport al Inspecției Sanitare de stat care ar fi relevat faptul că post-operator nu ar fi fost condiții potrivite pentru pacienți. Nu este adevărat, eu am avut în copie acest raport și nu s-a semnalat nimic negativ. Dar dacă domnul fost ministru Voiculescu cunoaște alte detalii care, Doamne ferește, ar pune viața pacienților în pericol, ar trebui să ne informeze, să nu le țină ascunse. Pentru că noi am avut o întâlnire la sediul Primăriei Generale a Capitalei și mi-a spus cu subiect și predicat că nu dorește să deconteze cheltuielile pentru operațiile de transplant la Sfânta Maria și că, de bună voie și nesmit de nimeni, îi îndrumă pe toți pacienții români la spitalele din Viena, la Viena, unde domnul ministru a lucrat. Doamna Firea, credeți că există posibilitatea, că sigur, dumneavoastră nu sunteți medica, să există posibilitatea să fi primit poate informații false sau trunchiate și să fi făcut această declarație pe baza celor informații primite de la specialiști care erau obligați să vă dea date certe? Chiar dacă nu sunt medic, sunt cetățean și primar general și adresez următoarea întrebare și o repet. Dacă domnul Voiculescu a identificat anumite probleme la acest centru de excelență, de ce nu le-a remediat pe timpul mandatului domniei sale? Da. Este inimaginabil să aloci 10 milioane de euro, să creezi un centru de excelență și să nu beneficieze pacienții români de acesta. Eu doar atât am afirmat. Eu nu am făcut declarații în calitate de medic sau în calitate de specialist în transplant pulmonar. Nu pot să-mi arog. Numai o secundă, că mai e și domnul Voiculescu pe fir și vreau să-i adresez această întrebare. Preiau, practic, întrebarea doamnei primar. De ce ați alocat banii aceia și nu s-a făcut nimic, domnule Vlad Voiculescu? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Ok, sunt multe lucruri de lămurit apropo de ce a spus doamna primar.
Este așa, cele 10 milioane de euro, 5 milioane din banii bucureștenilor și 5 milioane din banii cetățenilor acestei țări au fost alocați de domnul primar Oprescu și de domnul ministru Bănicioiu. Uh-huh. Au fost alocați înaintea mandatului meu. Și asta este o întrebare pe care trebuie să ne punem cu toții. Peste 10 milioane de euro au fost într-adevăr cheltuiți și acest centru nu a putut îndeplini criteriile de acreditare. Acreditarea s-a făcut în mod eronat. Acreditarea ar fi presupus să existe laborator, să existe profesioniști care să aibă un contract de muncă cu spitalul. Domnul doctor Igor Tudorache, al cărui nume a fost vehiculat în sus și în jos, lucrează la un centru de transplant pulmonar din Hanovra. Dumnealui ar fi putut să vină în timpul dumnealui liber în România. Dorim să avem un centru de transplant pulmonar în România pe baza unei colaborări cu un medic care vine aici în concediu? Îmi permiteți, domnule ministru, o întrebare? Să avem măcar un singur specialist care să fi făcut transplant pulmonar de unul singur. Domnul Bodoc este medic și a recunoscut acest lucru. Da, numai o secundă, domnule Slavă. Îmi îngăduiți o întrebare, domnule ministru. Sunt Lucian Borcaș. Dacă mă lăsați să le înlămuresc, imediat... Da, nu, e legat de aceste lămuriri. A spus un lucru care este foarte important. S-a stabilit că acreditarea s-a făcut în mod eronat. Cine a stabilit acest lucru? Acest lucru l-a stabilit raportul Inspecției Sanitare de Stat, care este de altfel public, este pe pagina Ministerului Sănătății. Doamna primar este invitată să-l mai citească o dată. Acolo sunt lucrurile foarte clar definite. Vă stă de asemenea și dumneavoastră la dispoziție. Deci, acest raport a infirmat acreditarea? A avut forța aceasta juridică? Eu sunt avocat de meserie. De a infirma acreditarea? Sau a fost numai o informare? Inspecția Sanitară de Stat are alte atribuții decât Agenția Națională pentru Transplant. Acreditarea este acordată de către Agenția Națională de Transplant. Inspecția Sanitară de Stat are alte atribuții. Inspecția Sanitară de Stat însă poate să verifice orice. Ceea ce a verificat Inspecția Sanitară de Stat este tocmai îndeplinirea acestor criterii. Și a constatat în scris, da? Raportul, după cum spuneam, este public, a constatat că aceste criterii nu au fost îndeplinite. Lucrurile este de altfel de notorie. Și eu vă mulțumesc. Dați-mi voie să nu trag niciun fel de concluzie pripită. De ce devine domnul Oprescu și domnul Bănicioiu, nu? Asta am reținut. Nu vreau să spun că este nimeni de vină. În principiu, atunci când faci o investiție într-un spital, este un lucru bun. Ar trebui să avem mai multe. Investițiile însă trebuie făcute și cu cap. Este o întrebare pe care doamna primar trebuie să o adreseze în primul rând domnului manager Copcă, care este în subordinea dumneavoastră. Trebuie să-l întrebe cum am investit peste 10 milioane de euro și nu suntem gata să facem transplantul. Cum ne-am făcut acest lucru? Doamna primar, numai o secundă, domnule Voiculescu. Doamna primar, l-ați întrebat pe domnul Copcă în legătură cu investiția asta? De care cu siguranță și prin afirmațiile din această seară, domnul Voiculescu subliniază încă o dată și ne convinge chiar că este extrem de subiectiv cu privire la acest subiect. Și recunoaște de asemenea că nu a dorit să întreprindă niciun demers instituțional pentru ca dacă există anumite probleme postoperatorii sau de altă natură la acest centru de excelență, ele să fie remediate, astfel încât pacienții români să poată să fie operați în siguranță în România, ca urmare a unei investiții făcute de statul român și de municipalitate. Repet, eu nu cunosc acest raport invocat de domnul ministru Voiculescu, eu știu un alt raport al Inspecției Sanitare care relevă faptul că nu există nicio problemă la acest spital. Bineînțeles că am luat legătura cu managerul Copcă, care, așa cum puteți și dumneavoastră să-l invitați prin telefon să vă dea detalii, a asigurat și Consiliul General și Comisia de Sănătate a Primăriei Generale și a Consiliului că nu există niciun element obiectiv, nicio motivație argumentată pentru ca operațiile de transplant să nu se desfășoare în Spitalul Sfânta Maria. Dar am înțeles că domnul Voiculescu ar fi oarecum impacientat de faptul că domnul profesor Igor Tudorache ar putea opera în timpul liber sau în weekend. Eu am altă informație.
Eu am înțeles că domnia sa ar veni în totalitate sau cel mai mare timpul în România dacă s-ar deschide centrul și ministrul actual, pentru că fostul nu a dorit, ar semna decontările pentru aceste intervenții. Dar acum pentru ce să vină? Să se plimbe prin Cismigiu dacă nu are obiectul meseriei, profesiei domniei sale? Deci este un nonsens. Normal că dumnealui operează la Hanovra. Chiar și astăzi a realizat un transplant pulmonar de succes. Dacă în România un centru în care s-a investit nu este deschis. Da, problema este că, v-am spus și domnul Bodog, actualul ministru, a făcut niște declarații din care rezultă că, într-adevăr, nu se pot face transplanturi. Deci îi dă dreptate. Asta am citit așa. Aici, dacă nu eu am așa... vorbit și în această seară cu domnul ministru. Personal nu se pot face. Păi dacă se contrazic în declarații, domnul Firea... Eu vă rog să-l sunați, pentru că una este ce spune domnul ministru Bodog și alta este ce s-a relatat în presă cu anumite conotații. Eu am vorbit de 3 ori astăzi cu domnul ministru și mi-a spus de fiecare dată că nu a făcut afirmația subliniată și etalată pe Facebook de domnul Voiculescu și anume că nu se poate face operație de transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Madria. Dar adresez încă o întrebare, ea poate să rămână retorică. Dacă s-au îndeplinit condițiile pentru a se ridica acreditarea, licența acestui spital în materie de transplant pulmonar, de ce nu s-au luat măsurile legale și oficiale? De ce acest spital are în continuare acreditare? Da. Cine, cine poate ridica? Asta a fost, cine asta poate ridica? A fost și rostul întrebării mele. Sigur. Deci am o acreditare oficială, făcută legală de organele abilitate. Sigur. Și vine și își dă cu părerea ceva inspecție care n-are nici un fel de abilitare în raport de acordarea acestor acreditări. Dar stați puțin, domnule Voiculescu, domnul cine ridică acreditarea? Ministerul Sănătății? Cine a acordat-o? Agenția pentru Transplant. Păi, atunci, da. Agenția pentru... Vreau să mai am o informație de ultima oră, dacă vreți să-i spunem așa, în urma discuțiilor care au avut loc astăzi, încă o dată, conducerea Spitalului Sfânta Maria, unde se află acest centru de excelență, a solicitat ASSMB, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din municipiul București, o clarificare a acestei situații. La rândul său, ASSMB, în subordinea Consiliului General, mi-a solicitat mie o clarificare legală a situației acestui centru de excelență, iar eu, la rândul meu, am transmis către Ministerul Sănătății o rugăminte, o solicitare oficială, instituțională, pentru a se realiza încă o verificare, încă un control instituțional, o anchetă, dacă vreți, mai pe scurt, dar în urma căreia să se tragă niște condiții cu concluzii logice, prin care să putem să știm și noi cu toții. Avem un centru de excelență în care s-au investit 10 milioane de euro, avem, care dar are nefuncționare, asta e, dar este nefuncțional. Ce primar trebuie făcut pentru a cum era și secția doamna de primar, de la Cristian Bodeazân. Dumneavoastră sunteți de la PSD, ministrul este de la PSD, premierul este de la PSD, aveți toți banii din țară pe mână, bugetul. Concret, ce v-a spus și a stabilit cu ministrul, cu premierul, când începe transplantul la Sfânta Maria? Pentru că altfel, astea sunt detalii administrative care vă privesc. Oamenii vor să știe și orice cetățean vrea să știe când rezolvați problema. Dacă aveți poate perfectă rezolva dreptate și acest lucru l-am solicitat și eu, Ministerului Sănătății, să afirme prin concluziile unui nou raport, spun eu, independent, nu subiectiv cum a fost cel de anul trecut, care ar mai trebui să fie măsurile luate pentru ca acest centru de excelență să funcționeze în România, iar bolnavii români să beneficieze de plămânii prelevați în România pentru a se însănătoși, nu plămânii prelevați în România să salveze pacienții din străinătate. Și a dat un termen. Ce v-a spus Bodog? A rămas că săptămâna viitoare luni ne întâlnim. Probabil că va demara în cel mai scurt timp cu celeritate încă o verificare, încă un control, iar concluziile cu siguranță le vom afla cu toții cât mai rapid, vorba dumneavoastră, fiindcă aveți perfectă dreptate. Da, domnule Voiculescu, vă întreb și pe dumneavoastră, mai avem foarte puține minute. De ce nu ați încercat să rezolvați problema dumneavoastră? Ori să ridicați acreditarea, ori să faceți centrul ăsta funcțional. Da, irresponsabilitatea domnului primar este absolut înfricoșătoare, înfricoșătoare. Deci, în legătură cu acreditarea, există o plângere penală împotriva celor care au acreditat acest centru fără ca acele condiții să fie îndeplinite. Deci există o plângere penală la organele abilitate.
în legătură cu investițiile, a existat un angajament bugetar pentru de care spitalul se putea folosi ca să remedieze aceste probleme. Spitalul nu a avut însă absolut niciun interes, pentru că altfel nu ne putem imagina cum ani de zile s-au investit, repet, peste 10 milioane de euro, fără ca măcar un singur om care a făcut vreodată în viața lui un transplant de plămâni să fie angajat la acest spital. Deci, încă o dată, peste 10 milioane de euro, fără ca un singur om să fie angajat al spitalului. Deci, în acest moment, nici măcar un singur om care a efectuat transplant pulmonar nu este angajat al acestui spital. Deci, o problemă de management și de management al centrului. Da, iar corpul de control al Ministerului Sănătății avea misiune să se ducă la Sfânta Maria să vadă tocmai acest lucru. Cum au fost făcute acele investiții? Ei bine, șeful corpului de control a fost dat afară a doua zi după ce s-a preluat mandatul de către PSD. A doua zi șeful corpului de control, care a descoperit toate nenorocirile de la transplantul din România și de la multe spitale din România și nu numai, ei bine, acest om a fost dat afară. Am înțeles. Bine, nu mai avem timp, domnule Voiculescu. Spun și eu câteva cuvinte relativ la jignirile domnului Voiculescu. Este clar că e extrem de nervos și agitat, pentru că se vor afla lucruri extrem de interesante în legătură cu activitatea domniei sale. Nu este deloc inocent și asta se vede și din modul cum deja vorbește și este foarte nervos, pentru că se vor afla adevărurile în legătură cu mandatul său de ministru al sănătății. Eu mă bucur chiar că mă dă în judecată. Ne vom întâlni la tribunal și va afla o țară întreagă ce anume a patronat domnul Voiculescu, iar acum știți cum se spune, e o vorbă la români, hoțul strigă hoții. Dar știți cumva de ilegalități făcute de domnul Voiculescu? Eu mă păstrez pentru a-mi formula apărarea în dosarul pe care domnul Voiculescu insistă totuși să mi-l facă, mulțumesc, să mi-l creioneze. Mulțumesc foarte mult, doamna Firea, pentru intervenție. Mulțumesc domnului Vlad Voiculescu. Invitațiilor mei, nu mai avem timp de concluzii. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați stat alături de noi. Uitați-vă, luptă politică pe plămânii românilor. Nu numai pe plămânii. Din nefericire. În România se poartă medicamente concluzia mai mult decât Coca-Cola. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radu Vancea. O seară frumoasă să aveți.